Da. Dar vine radical din 2 minus 1 totul la fel ca supra. Supra radical din 2 plus 1. Radical din 2 minus 1 face? 2 plus 2 minus 1. 2 minus 1 care face? 1. 1. Plus? Radical din 2 plus 1 totul la... Amplificăm aia cu radical din 2 plus 1 și o să avem radical din 2 plus 1 totul la pătrat. Și la fel, totul la pătrat. Și tot supra minus 1, da? Da. Pe alte cuvinte, ca și mai fi adus la același numitor aici. Asta amplifica ei. Numitorul cum este asta ori asta. Și aici amplific radical 2 minus 1, asta de aici, face radical 2 minus 1 la pătrat. Încă așa radical 2 plus 1, face radical 2 plus 1 la pătrat. Supra 1, da? Și toată asta la puterea minus 2. Plus. Radical din 3 plus 2, radical din 3 plus radical din 2, pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Ce ai făcut aici? Atunci la ce ai putut să raționalizezi? Raționalizez. Bine, dar este aceeași poveste. A raționaliza înseamnă să mulțești și sus și jos radical din 3 minus radical din 2. Da. E de parcă ai adus pe asta la același numitor. Este aceeași poveste. Nu înțelege ce. Deci, tu vezi prin raționalizare. Da. Și uite, vine radical din 3 minus radical din 2 care există. Da. Și... și o să fie 3 minus 2. Nu. Da, dacă raționalizezi, el există radical din 3 minus radical din 2. Da, există. Pe lângă cine înmulțește acum? Radical din 3 minus radical din 2. Nu faci la pătrat? Da. Da? Supra, jos. Supra 1. Plus. Așa, plus radical din 3 plus radical din 2, tot la pătrat. Vezi asta, mă. Tot la pătrat. Supra. Supra 1. Ei, dar dacă aduceai la același numitor, cu cât amplifici pe asta, pe prima? Cu ăsta de aici. Radical din 3 plus radical din 2. La pătrat este 1 și mai vine că 1. Exact cum ai scris aici. Și avea același numitor, asta am văzut, spun, nu-i nimic deosebire, nici o deosebire așa. Totul la minus 2 și egal mai departe cu... Hai să ne chemăm la pătrat. Cu radicul 2, da. Minus 2 radical din 2, plus 1, corect. Plus 2, da. Plus 2 radical din 2, plus 1, totul la puterea minus 1, totul la minus 2. Corect. Plus radical din plus 3 minus 2 radical din 6 plus 2 plus 3 plus 2 radical din 6 plus 2 tot la puterea minus 2. Da, și egal mai departe. Supra 1 mai are rost? Nu. Minus 2 radical din 2 plus radical din 2 se reduc. Și atât, dar o să avem 4 plus 2, 6. Plus 2, 6. 6 la minus 2. 6 la puterea minus 2 plus 3 cu... minus 2 radical din 6 plus 2 radical din 6 și o să avem 6 plus 4, 10 la minus 2. Și faci egal? Cu 1 supra 6 la 2. 1 supra 6 la 2. Plus 10 supra, plus? Plus 1 supra, 10 la a doua. Și egal mai departe. Egal cu 1 supra 3, 6. Da. Plus 1 supra 100. Așa. Și prima fracție e cu 100 și a doua cu 3. Așa, dar dacă ești un pic atent, 2 este cuprins și în alta și într-una și în cealaltă. Și acum ai 2, ori 5, ori 3. 10 ori 3, 300. Cred că 300 merge. Da? 300 ar fi. Că tu altfel îmi spui că e 360, 3600 mai. Că
când prima cu 100 și ala cu 36. Că dacă nu vezi perspicuție, cel mai mult lucru comun este că 6 la a doua egal cu 2 la a doua, ori 3 la a doua. Iar 10 la a doua, e 2 la a doua, ori 5 la a doua. Cel mai mic multiplu comun egal cu 2 la a doua, ori 5 la a doua, ori 3 la a doua. Ei, și am găsit și eu, 2 la a doua, ori 5 la a doua fac 100, ori 9, 100 ori 9 dintre la a doua, 900. Deci 900. Deci numitorul comun este 900, nu 3600, este altul mai mic. Și acum, 34900. Deci, aici amplificăm cu cât, adică cu 36 de ori la 2 la 2, cu 5 la 2, cu 25, și aici cu... cu 3 la 2. 3 la 2. Cu afaceri, ai zis Miruna, 25. 34 pe 900. 34 pe 900. Și egal cu 11 prin 2. Așa, simplifică printr-un 2. 17,450. Ce s-a urmărit aici? Ce s-a urmărit în registrul ăsta? Ce credeți că a urmărit profesorul? Fata cu minus 2 și... Odată, aducea la aceeași numitor, ori conjugata la fiecare fracție, și după aceea, un binomul la pătrat, radicalul primit radicalul la pătrat. Și ce înseamnă puterea minus? Deci am avut niște lucruri interesante. Aici vorbim de calcul pe scurt, da? Da. Acum, când trecem la alt gen, așteaptă. Da. Și la cea termină cu alt gen, da? Nu știu, mi-am aduc aminte. Am găsit niște mulțimi și lucram cu mulțimi, adică de unul intersecția aici, adică ei că nu mai stăpânesc, ia să vedem. Exact chiar și mulțimea, fie mulțimea a egală în totate x din el, cu proprietatea, modul din x minus 3 mai mare ca 2. Modul din x minus 3 mai mare ca 2. Și mulțimea pe mare, egală cu toți x din el, cu proprietatea, minus 1, mai mic egal decât 2x plus 1 supra 3, 2x plus 1 supra 3, mai mică decât 5. Calculați, are un i cu b. Deci are un i cu b. A intersectat cu b. Hai să spuneți. A are un i cu b egal cu a intersectat cu b. B minus a, a minus b. A minus b egal cu cine? De B minus A, egal cu 5. A intersectat cu mulțimea pe doar cu Z, între aici. Da. B intersectat cu, cu mulțimea pe doar naturale. Da. Egal cu 5. Dar nu era intersectat cu E și B intersectat cu Z? Acum nu e așa. Păi am, a intersectat cu B, are. Are și intersecția. Da? Aici, hai să vedem să lucrăm proprietatea. Miruna, de tot la x minus 3 ți-e cuprinsul cu minus 2 și 2. Atenție! Atenție, mai mare. X minus 3 mai mare ca 2. Așa, atenție, mai mare. Atenție. Și x minus 3 mai mare ca 2 și x minus 3 e mai mic ca minus 2. Corect. Sunt două condiții, da? Mm-hmm. Aici, când e mai mare, transpunem în două condiții. De acolo înainte și pe urmă este no. Păi la mai mic. Când e mai mic. Asta vreau să spun. Când spunem mai mic, între cele două. Dacă e mai mare, fac două condiții. Da. Deci, la X e mai mare ca 5. Adică se aparține cu 5. Adică se aparține cu 5 plus infinit. 5 este x plus infinit. Și din a doua zi că x este mai mic ca 1, dar rezultă că x aparține de la 1 deschis până la minus infinit. Minus infinit. Deci la... E mai mic decât 1. Dar e 1 minus infinit. Minus infinit. Minus infinit să punem în primul. De ce? Pentru că minus infinit din partea asta și plus infinit din partea aia. Dar deci care va la stânga la dreapta. Exact.
Niciodată nu cu 1 minus infinit. Nu mai mare decât 1 la minus infinit. Exact. Minus infinit din stânga. Iar intervale sunt peste câte? Minus 1 la... Minus infinit. Minus infinit. La... Da, e mare greșeală. Minus infinit. Sigur că da. E vorba de scrie un interval. Știi cum ai? Cine vede că ai scrie 1 minus infinit, o să zică că tu... Și cu asta. Da, unde ești? Ai înțeles ordinea numelor pe axă. Exact. Tu le-ai înțeles de la 1 la minus infinit, le-ai dus dincolo. Păi nu e una, atenție. E din căpățână. Așa, deci aici spune Miruna că este egal... Este egal cu 5 plus infinit, deșteptat cu... Întâi spune cu minus. Deci luăm primul interval. Minus infinit 1. Da. Minus infinit 1, deșteptat cu 5. Reunit. Reunit înseamnă cum era la 1. Era la 1, da. Intersecția era zona comună și viață. Reunit cu zona de la 5 la plus infinit. Deci încep cu minus infinit unde, când ai și minus și plus infinit. Deci când ai două intervale, încep cu ori din stânga, ăsta e mai zona mai mică. Minusul e încep și minus infinit îl primul. Afiș. Bun. Da. B e egal. Aici, A, B, hai să vezi tu. Aici mi-a dat X aparține minus 2 și 7. Acum ăsta nu simt cu 3. Da. O să avem minus 3, mai mic decât 2x plus 1, mai mic decât 15, scădem 1, o să avem minus 4, o să avem minus 4, mai mic decât 2x, mai mic decât 14, împărțim printr-un 2, mai 5, adică nu 15, când le-ai scos pe 15. A scăzut 1, 3 ori 5. A, 3 ori 5? Da, e doar pe alea ca acum. Scăzi tu 1, nu? Da, 14, da. Minus 2 mai mic decât x. X mai mic decât 7. X va trebui interval deschid minus 2 și 7. Așadar, voi pune aici egal cu intervalul minus 2, 7. Și hai să vedeți că e una, dacă știi. Reunia. Putem să facem pe axă? Sigur. Să mă arăt și eu un minus infinit. Da. Minuna, deci minus infinit plus infinit. Prima mulțime e minus infinit 1. Pune 0, pune pe 0. Pune 0, pune pe 0, 1 e pe aici, 0. Și 5 mai e partea asta. Și prima mulțime e așa. 1. 1 e... 1. Da, 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 da. Ce să o găsați? O găsiți și nu mai e. Da. Minus 5. Da. Minus 2 și 7. Minus 2 și 7. Mulțimea de. Deci minus 2. Care e A, care e B? Uite așa. Scuze. Așa. E B-ul. Și asta la altă. Și sus iau. A-ul. Deci minus 5. Și acum te faci mare. Deci minus 2. Și de la plus câte-i? De la plus ce? De la... după de 5 acolo, minus 2, 7. 7, 7. Am uitat să pun. 7. Și acum, nu pe a doua, dar pe statat un pic, ca să fac și eu. Minus 2, 7. Care-i? Asta e B. Reunim A. De la minus infinit la plus infinit. Un pic, hai să înțeleagă și Miruna. Deci reuniunea asta o pune de la un loc. Da. De la plus infinit, de la minus infinit. De la minus infinit. De la minus infinit, așa am zis prima dată ca. Deci egal cu minus infinit. Minus infinit. Plus infinit. Da, de fapt. Da. Înseamnă rădate. A intersectat cu B. E A. A intersectat cu B e minus 2, 1, deschis. Deci minus 2, 1, zona aceea. Deschis, intersectat cu 5. Minus 2, 1. Minus 2, 1, cum a fost la minus 2? Deschis. Minus 2, 1, da. Deschis. 5, 7, deschis. Reunit cu 5, 7, deschis. Nu am venit la mama, reunit. Da, mai. Așa. A minus B.
Înseamnă, ce înseamnă A minus B? De la minus infinit până la minus B. Ce înseamnă A minus B? Care sunt în așa și tot B. Tot în așa și B. Da, adică minus infinit minus B deschis, reunit cu 7 deschis plus infinit. Da. Minunat ce părere are. Da, așa e. Deci A minus B este minus infinit. Da, numai că minus infinit minus 2 închis. Asta e. Și la fel și la 7 plus infinit. A, pe și în așa și în B. Ea aici a fost deschis, acum va fi închis. Deci vine minus infinit la minus 2 închis. Așa și 7 închis plus infinit. Nu și, reunit. Reunit. 7 închis plus infinit. 7 la plus infinit. B minus A. Înseamnă tot ce e în B și nu e în A. Tot ce este, asta e B. Și nu e în A. Deci. A, înseamnă... 1 închis, 5 închis. Deci. 1, 5 închis. Tot ce e în B, de, asta era B. Și da. Fără A. Și urmă zona asta. B-ul era tot asta. 9 și 5. Da. Urmă zona asta. Asta e B minus A. Închis. Și ne uităm la capete, de la 1 și la 5 a fost deschis. Acum am închis, da? Deci egal cu... 1 închis, 5 închis. 1 închis, 5 închis. Acum că A egal de... Știu care e A. Eu nu știu. A egal de A. De la minus infinit la... 1. La 1. Așa. Păi A e... Intersecția. Da. Vreau că vânea. Deci sunt destule elemente, da? Da. Ar spune... ar fi egal cu funcție, funcție, dar dăm în sfârșit. A minus Z. Deci A intersectat cu Z. Minus 5. Minus 6. Minus 5, minus 4. Minus 3, minus 2. Până minus 1. 0, 1. 0, 1. 2, în mult. 6, 7, 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
aici. Deci, egal cu mulțimea. 0, 2, 3. Fără 7. Fără 7. La capăt, da? Da. 7, da. Fără 7, da? Și 0 e bine de la, nu? Da. Bun. Că 9 e sens. Da, dacă spun B, intersecta cu Z. B e intersectat cu Z, de minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 1, 6. 5, 6. Da? Da. A intersectat cu el, mai putem spune, dar doreți. A intersectat cu el, da. 5, 6, 7, 8, tot. Deci A intersectat cu el? Nu e 1, e de la 5 acolo, de la 6 acolo. De la 6 acolo, fără 5. Da. Ca A este acolo. Da. Hai să zicem și cu asta. Și 0. A intersectat cu el. E și 0. Trebuie să vedem în dacă 0 se află în A. Da, 0. Și 0. Sigur că da. Hai să-i cap ca. Păi l-a zis cu el înserat, nu? Nu, cu el. Cu el, așa. Cu el. A intersectat cu el, îl prinde pe 0. Bine, credeam să luăm de la 6 cu 1. Fără să zicem că 0 este 6. 0, 6. Dacă a fost înserat, nu avea. Și dacă nu, ce ne-ai luăm din urmă? Ce să reunim? Cu Z, cu N. Păi, mulțimea reunim cu Z sau cu N, A reunim cu Z sau A reunim cu N, fiindcă N, fiindcă numele naturale sunt incluse acolo, face mulțimea respectivă. Da? Deci, A intersectat cu N face cât? Zero. Și până 6, nu știu. Ba da. 6. 6. Bine, 7. Și mai 6. Da.
Facem o pauză și facem o pauză, dacă și eu și voi sunteți... Da, e din dorința ta, știi, Miruna, deci...